vom vedea și o reorganizare a ordinii mondiale. Cu siguranță că acest lucru se întâmplă. De fapt se întâmplă sub ochii noștri, se face istorie sub ochii noștri în acest moment. Am văzut schimbările pe care le are Europa. Apoi este vorba despre faptul că această negociere a noi ordini, am văzut că și în acest summit NATO și la în summitul de la Madrid, din la sfârșitul iunie, se va discuta până la urmă despre actorii și poziția NATO față de actorii și a statelor, până la urmă, că NATO este format din state, nu din armate numai. Și sunt state care au aderat la această alianță politico-militară. Poziția față de noul actor, care este China. Deci este clar că în acest moment și acest război va schimba relațiile Rusia-NATO sunt clar că s-au schimbat, relațiile dintre China, Statele Unite, China și NATO, China și Europa vor fi regândite probabil aceste, aceste relații. Este și o diferență legată de sistemele, de traseile economice până la urmă, pentru că una din învățăturile care Europa a luat, o lecțiile pe care le-a luat din pandemie a fost aceea că este nevoie de autonomie, o autonomie strategică a Europei. Pentru că Europa, și de aici a pornit și viziunea primă a busolei strategice, Europa are nevoie de instrumente mai multe, instrumente de, de politică externă, instrumente de securitate și are nevoie, de fapt, ca infrastructura critică de, de care are nevoie să fie, dacă se poate, în Europa. Să nu trebuiască să fie în fluxuri îndepărtate unde, care se pot tăia, s-a văzut a, venit, a fost nevoie de medicamente, a fost nevoie de materiale sanitare odată cu covid dacă le producem pe toate în Orient, pentru că e forța de muncă mai ieftină, avem o mare problemă. Sunt probleme alimentare care încep să se creeze din acest moment. Este problema de infrastructură. Eu cred că România, de infrastructură critică, eu cred că România va câștiga din asta. Pentru că se vor delocaliza foarte multe din Țările puternic industrializate ale Europei, Franța, Italia, Germania, de exemplu, se gândesc deja la delocalizarea unor, unor afaceri și elemente de producție, nu numai militare, dar și economice. Cu Ucraina, de exemplu, Ucraina, care, din păcate, este acum distrusă, avea investiții foarte multe europene în această zonă, pentru că avea o forță de muncă puternică, materie primă multă. Ei, o parte din acesta se poate localiza în, și în România. Se poate localiza, am discutat deja cu ambasadori, cu miniștrii ai apărării, cu miniștrii economiei, care e, spun că preferința pentru România devine una tot mai, mai puternică. Deci, deci poate fi momentul ave, României. Avem oportunități importante în acest moment. Din nefericire, noi sprijinim și pe ucrainieni. Am schimbat legi uh, importante în care, de exemplu, ucrainenii pot lucra aici fără să aibă carte verde de muncă, după care să stea foarte mult, se pot angaja direct. Pot să vină uh, în România, în multele parcuri industriale care le avem peste tot în țară, întreprinderi uh, întregi, chiar cu oameni, cu personal, pot să vină să lucreze din vecinătate, din Ucraina, de exemplu, dacă există. Uh, dorința pentru asta. Pentru că avem multe parcuri industriale în țară, am văzut, administrația locală a creat multe parcuri industriale care încă sunt, au locuri, adică sunt goale, nu sunt la Timișoara, nu este la Cluj, unde avem trei parcuri industriale și ar trebui să mai facem încă vreo trei ca să putem să facem față de, la aceste investiții, dar sunt zone unde avem această posibilitate. Nu mai vorbim de mobilizarea uriașă a românilor. Deci a fost o. Exerci... refugiaților. Uh, un exemplu pe care România l-a dat întregi luni. Da, este un exemplu extraordinar de solidaritate pe care l-am dat noi. Și eu mă gândesc ca sociolog și ca om care am studiat de trei decenii, studiez inclusiv dorința și, să spunem așa, voința noastră pentru comportament prosocial, cum spunem noi, adică solidaritate. Și vedem că uneori nu funcționează așa cum ar, cum ar trebui. Sper că acest exercițiu de solidaritate cu... Refugiații să fie translatat după ce se va încheia această situație și asupra săracelor României. Că dacă noi ne-am mobilizat la fel, la fel de, fel de bine ca să vedem comunitățile de rom care trăiesc în situație foarte grea, copiii săraci ai unor zone monoindustriale, cum este Valea Jiului sau zone monoindustriale care au rămas în acest moment mult în urmă, dacă i-am sprijinit pe bătrânii de la țară care au rămas singuri în comunități în care sunt. Uh, uitați de lume și uh, dacă am face toate acestea și pentru interior, am fi o țară uh, de, diferită. Deci, țara s-ar schimba din prima. Ar crește și încrederea în noi înșine. Uh, pentru că, în acest moment, încă nu avem uh, asta, dar exercițiul nostru de solidaritate a fost fantastic. Înseamnă că România are niște resurse pe care noi, din păcate, nu reușim să le scoatem, să le punem în practică, nu reușim să, uh, poate că administrațiile, guvernele României. Nu reușesc să Nu au reușit până acum să creeze să ajute la declanșarea acestei energii naționale, pentru că este energia oamenilor, dorința lor de a ajuta este fantastică și Încă, vedem. încă mai avem în noi acea bunătate. Și o vedem, o vedem, iată în situații uh, critice de genul uh, a ceea ce se întâmplă acum din păcate în Ucraina.